Noi suntem echipa Learnify și ca să începem, am să vă întreb, câți dintre voi v-ați trezit și ați realizat că nu ați învățat pentru un test? Foarte bine. Cum ar fi să aveți o conștiință virtuală, o conștiință electronică? Și nu vorbim despre o realitate augmentată sau una virtuală. Learnify vă ajută să deveniți... mă scuzați un moment. Learnify vă ajută să deveniți, să nu mai deveniți veterani ai testelor uitate, reamintindu-vă fiecare test la care îl veți da. Noi vrem să transformăm elevul cu note mici într-un elev cu note mici care este în continuu stresat de iminența examenelor. Adică ideea e că noi vrem să ajutăm atât elevii cât și profesorii, ajutându-i să își autoeduce responsabilitatea, lucru care este facilitat foarte mult de aplicația noastră. Procesul nostru de dezvoltare aș putea să spun că a fost unul chiar inițiatic în ce privește programarea, cât și designul. Noi am lucrat folosind limbajele de programare C# și Java în mediile Unity Engine și Android Studio. Ideea aplicației este că veți primi constant câte o resemnare, câte o notificare, astfel încât să știți că aveți de învățat și... mă rog să mă scuzați, sunt foarte emoționat. Veți primi constant notificări pentru privind iminența testelor. Cum este Learnify? Practic, el îți spune dacă este timpul să înveți sau dacă este timpul să mergi să mănânci o șaorma cu prietenii tăi. Totuși, faptul că îți trimite notificări nu reprezintă faptul că nu sunt... Totuși, notificările nu sunt singurele care fac aplicația noastră unică. Odată ce apeși butonul studiază, aceasta îți va bloca telefonul timp de o perioadă limitată de timp, 2-3 ore, în care nu îl vei putea folosi deloc, chiar dacă apeși pe home, înapoi, lucru care te va ajuta să înveți, nefiind perturbat de nimic. Nici de prietenii tăi, nici de mama ta care îți cere să te duci să cumperi sau să duci coșul de gunoi. În esență, ce vrea să spună e că odată ce ai aplicația noastră, tu niciodată nu o să știi dacă atunci când îți bipăie telefonul ai un examen care vine sau dacă pur și simplu nu te cheamă prieteni în centru. E ca un fel de notificare al lui Schrödinger, dacă doriți să-i spuneți așa. Pe parcursul developmentului nu pot să spun că n-am avut probleme legate de cod, de design și în mare parte chiar de incompatibilitatea programelor noastre școlare. Problemele noastre au variat foarte mult de la chestii banale, cum ar fi că puteam să adăugăm examene pe date care deja au trecut, până la designul care, după cum puteți să vedeți, a trecut prin foarte multe iterații până la cel final. La un moment dat am avut un subiect de discuție, dacă countdown-ul de la teme să-l facem să-ți arate zilele rămase sau pauzele rămase. Dar din cauza impulsului nostru creator și dorința de a oferi o aplicație foarte bine realizată, am reușit să trecem peste aceste impedimente ca o echipă foarte bine coordonată.
În continuare, vrem să implementăm și mai multe opțiuni, cum ar fi modulul profesorului, în care acesta poate îi permite profesorului să aleagă clasa unde va da testul și locul, clasa, data, unde va pune, unde vor fi date testele. Și vrem să portăm aplicația și pe iOS, Android Wear și Windows. De asemenea, ne gândeam să băgăm poate și un feature care să te lase să-ți mătezi când să chiulești de la următorul test. Dar hai să fim serioși, voi pe nu ce o să folosiți aplicația asta, am făcut asta deja. Chiar dacă eu, sincer, unul, chiar îmi imaginez un viitor, poate, nu știu, 2-3 ani, în care elevii la finalul orei, în loc să-și noteze pe caietele, o să scoată tot telefonul și o să-și noteze și niciunul dintre ei nu o să uite. Și în final ne-am gândit să putem împărtăși publicului larg aplicația noastră pe care o puteți descărca de pe Google Play pentru a vă începe chiar noua voastră viață de elev model, începând chiar de după ce îmi deschid telefonul și-o public. Gata.